Cât de des vă gândiți la copilărie? Nu mi-aș mai dori să fiu copil, că mergeam de foarte multe ori la școală desculță și cu o trăistuță. Am crescut într-o cameră de, nu știu dacă avea 9 metri pătrați. Eu sunt mamă, fata voastră. Eu trebuia să nu fiu deloc. Mămica mea săraca s-a chinuit până în luna 8-a să scape de mine. M-am născut acasă și am întrebat-o pe moașa. Moașa, te rog, uite-te dacă are tot ce-i trebuie. Avea de gând să se facă cumva că m-a astupat. Am iubit ce am să iubesc. Prima iubire a fost cu tatăl copiilor mei. Ne-am căsătorit când deja eram gravid. Ați făcut nuntă? Și nuntă și botez. V-ați despărțit, despărțit după 10 ani de căsnicie. Ce-mi place, tot iubesc. Unde l-ați cunoscut pe cel de-al doilea soț? M-a văzut cântând și a spus că i s-au lipit ochii de ecran. Doamna Maria, sunteți o femeie fericită? Foarte fericită. Trece viața, trece și mă trec și eu. După tinerețe îmi pare rău.